profesorii băcăoane au fost în grevă japoneză pentru o zi, în timp ce o parte dintre colegii acestora au participat la mitingul de la București. Dascălii mărturisesc că protestele sunt justificate în primul rând de lipsa finanțării educației la nivelul necesităților reale și de nevoia acută a unui trai decent pentru cei care educă generațiile tinere de băcăoani și de români în general. Avem nevoie de un trai decent și pentru acest trai decent și noi astăzi, alături de celelalte licee din țară, facem grevă japoneză. Nemulțumirile profesorilor sunt cele de până acum și de acum încolo, pentru că multe dintre cele cerute de noi nu pot fi realizate de către politicienii noștri. Conștienți fiind, apar și discuții despre inutilitatea unor activități, dar noi avem nădejde că o să fie bine. Reprezentantul colegiului nostru este la București, la meeting. Am înțeles că sunt puncte în județ în care se oferă informații despre ceea ce se solicită de către reprezentanții noștri. Nădăjduim că se vor și împlini unele dintre ele, deoarece sună bine pentru noi. Cât despre cerințele pe care le au profesorii prin această grevă, mi se par din foarte multe puncte de vedere îndreptățite. Da, probabil că este foarte dificil la conducerea actuală să satisfac toate dorințele de acolo, dar cred că acel 6% cerut din PIB, cerut de profesori, este îndreptățit. Pe noi ne-ar avantaja foarte mult, pentru că de cele mai multe ori ne ciocnim de lipsa de fonduri. Nu doar salariile mici și fondurile insuficiente i-au determinat pe dascăli să protesteze în stil japonez în prima fază. Dar sunt unele lucruri care ar fi benefice. De pildă, pensionarea anticipată cu 3 ani înainte a unor cadre didactice la cerere și nu mai există așa ceva. Există pentru doctoranzi, pentru doctori, profesori doctori, un procent care nu mai este dat la salariu, gradații de merit pentru personalul nedidactic, de asemenea salariile care nu mai sunt cuprinse sporuri pentru personalul nedidactic și au salariile foarte mici, cred că minim pe economie. N-ar fi foarte mult, n-ar fi un sacrificiu foarte mare pentru guvernații noștri, dar ar fi necesar pentru un trai decent. Și să nu uităm de faptul că, ca și țară membră în Uniunea Europeană, noi ne aliniem la prețuri și la cereri, dar nu și la salarii. Și e foarte tragic, pentru că ne descurcăm foarte greu cu toții. Situația, în unele cazuri dramatică, în care se zbat profesorii pe de o parte și sistemul de învățământ pe de altă parte, este foarte bine cunoscută și părinților. Problemele din educație sunt mult mai multe, chiar decât cele înscrise printre revendicările sindicaliștilor din învățământ, subliniază părinții. Mai ales la un mediu rural, copiii nu beneficiază de calculatoare, de apă curentă. Sunt multe probleme care nu se dezbat. Copii cu păduchi, sunt multe probleme. Și nici profesorii nu au cu ce să lucreze, să facă un experiment. Profesorii îi plătiți corespunzător și totul va veni de la sine. Dacă guvernanții nu vor fi sensibili la revendicările profesorilor, liderii Sindicatului Liber din Învățământ sunt deciși să se pregătească pentru greva generală. Astea sunt primele etape, de fapt, urmând ca, dacă după data de 6 noiembrie, guvernul și întreaga clasă politică nu va accepta, de fapt, un dialog la modul serios cu cei care lucrează în educație, există și varianta aceasta, noi deja suntem și pregătiți pentru o grevă generală.